Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit, oameni buni! Vreau să vă spun că voi merge în vizită la Tiberiu și Cornel și să ne distrăm împreună. Vrem să dormim și noi la cabana din pădure. Nu la căsuța din pădure, la cabana din pădure. Dar ce vom face noi? Astăzi, mai întâi ne cazăm pentru că suntem pe drum și am pățit ceva. O mașinuță ne-a făcut un cadou. Vreți să vedeți și voi ce cadou ne-a făcut o mașinuță? Ne-a spart parbrizul! Uite ce ne-a spart parbrizul! Oameni buni, pe lângă că mergem la căsuța din pădure, băieții au fost super de nota 10 și ne-au zis că putem să dormim la cabană. Dar rugămintea mea a fost către ei că am vrut să evadăm din Bucureștiul ăsta, că este caniculă și foarte călduros. Și am zis, băi, ia stăm așa, decât să mergem pe DN1 și să stăm până în Sinaia, să facem undeva 4 ore, mai bine mergem noi la Tiberiu și Cornel și vedem și noi peisajul ăla frumos de la cabană de acolo. Deci dormim o noapte. Bă, ne-am luat aici cu totul, ne-am luat pătură, ne-am luat perne și avem și o saltea super șmecheră de la Velux. Nu știu dacă mă exprim bine, dar cred că de la Velux. Super șmecheră. Așa că suntem pe drum, foarte super mega tare și să vedem ce iese. Mergem să mâncăm, să vedem dacă găsim și noi, pentru că acum am scăpat de la muncă. Și să vedem și noi dacă oprim pe undeva să mâncăm. Așa că, oameni buni, mergem la Tiberiu și Cornel și vreau... Ei mă cunosc pe mine de un om jos pălăria, de un om super de nota 10 și cu bun simț. Vreau să vă spun că vreau să le fur ceva. Da, vreau să fur ceva de la căsuța din pădure. Vreau să fur stupul. Bă, dar de fapt sunt doi stupi. Ăla de lângă, sau ăla din grădină. Bă, poate reușesc să iau pe amândoi. Voi ce ziceți? Da, oameni buni, mergem la Tiberiu și Cornel, dar nu o să fiu deloc cu minte. Vreau să fur ceva de la Tiberiu și Cornel. Un stup. Bă, să vedem dacă reușim să băgăm stupul aici în mașină. Să vedem dacă putem să le luăm pe amândouă. Voi ce ziceți? Rămâneți aproape, stați aproape să vedeți despre ce este vorba și ne vom distra împreună. Mi s-a spart parbrizul! Vreau să vă spun că spărtura asta în geam se tot prelungește. Bă, poate să fisura asta pe care am... ne-a dat-o și nouă cineva, oameni buni. Nu știu cum s-a întâmplat, nu știu dacă se vede, dar se extinde până în partea asta, la aici. Asta văd că s-a încovoiat aici în sus, aia s-a dus în jos, aia s-a dus în jos, asta o să urce în sus. Sper să se vadă, că nu prea văd eu aici, dacă este ok. Și să ajungem cu bine. Da, vom face cel mai tare prank lui Tiberiu și Cornel. M-am gândit eu să le fur stupul, ori stupul de lângă poartă, ori cel din grădină, ca să-l vadă mai târziu, să nu-l vadă chiar așa și să se gândească, bă, ce s-a întâmplat cu stupul ăla? Iar voi să nu mă dați în gât, ați auzit? Să nu mă dați în gât, pentru că voi, dacă mă dați în gât, eu o să zic că și voi sunteți complicii mei. Adică, stați așa, nu ne luăm, păi da, ori suntem, ori nu mai suntem. Sigur, dacă nu reușesc să-i fur stupii, sigur voi fura ceva de la ei. Bă, nu este frumos să fur ceva de la cineva. Pe mine așa m-a învățat mama, să nu cumva să furi și să fii furăcios. Dar totuși voi fura ceva. Iar vreau să vedeți și voi ce voi fura. Mamă, cum se duce geamul ăsta? Bă, cum s-a spart geamul ăsta, mă, să-mi bag picioarele. S-a auzit dintr-o dată plășc, plășc și plășc s-a făcut geamul nostru. Da, mergem mai departe. Am ajuns și la hotel. Poc, poc, poc.
avem aici, ne întâmpină două scaune, avem camera 6, avem așa cu cartelă, trebuie băgat aici ca să vă arăt, ia să vedem, bang, bang, bang. Avem așa un pat super șmecher, super tare. Avem o baie cu această duș, acest duș. Și ce avem aici? Ce asta, mă? Ce am aprins? Avem și muzică. Taci, mă, din gură, că mi-au copyright. Vă salut cu respect, oameni buni. Ne vom distra. Nu stăm la discuții. Ne distrăm. Avem și WC-ul cu soft close, soft close, ia. Bang! N-avem soft close. Așa, ia să vedem dacă, de exemplu, stai aici pe căcăstoare, da? Stai așa pe căcăstoare și deschizi geam. Ce vezi? Ce vezi? Ce vezi pe geam? Nu vezi nimic. Bă, da, uite aici un băianjel. Închidem. Închidem. Deci, așa, un calorifer, un pat. Ce avem aici? Ce s-au de aici? Avem un aer condiționat, nu, care iese de aici, din acest dulap. Pac. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Bun, mergem mai departe. Așa. Ia uite pe ea, ia uite pe ăla ce bagă în el. Ia uite-l pe ăla ce mănâncă. Ia uite. Bun. Mișto. Mișto. Da. Foarte tare, foarte drăguț. Mergem mai departe. A rămas închis afară. Bă, vă știți că mi s-a mai întâmplat, mă, să rămân închis pe balcon? Eram la o pensiune pe la Straja. Da, avem și un televizor, avem și un dulap, avem papuci, avem halate. Unde este halatul? Halatul, dăm halatul. Gata. Sunăm, ia. Ia, să vedem dacă vreau să sun aici. Ia, să vedem. Volum și... Mă scuzați din greșeală. Da, deci, da, vă rog, uite ce mișto tablou ăsta. Ieșit așa, în relief, foarte tare. Foarte tare, foarte mișto. Bineînțeles că nu fumez. Gata. Să vedem ce vom face mâine. De aici plecăm către Tiberiu și Cornel. Să mergem la micul dejun. Podul cu lanțuri. Bă, dar mișto este aici. Foarte tare. Foarte tare. Și în apa asta, ce credeți că am văzut? Am văzut pește. Uite, avem și bani acolo. Aruncați în apă. Foarte mișto, foarte frumos făcut aici. Și brazii ăștia aici care sunt jos de înconjoară această parcelă. Și insula aia acolo unde este acel cu sticlă. Să-i zic ponton, un ponton. Foarte mișto. De fiecare dată când vin, mă cazez aici. Da, o să coborăm la micul dejun. Dar după acest gard, nu știu ce este după acest gard. Deci vreau să vă spun că eu am ajuns aseară aici, aproape de ora 11.
ce ai, 11 și ce, 11 și 10 minute. Și nu mai putem, n-am putut să comandăm pentru că bucătăria s-a închis la 9 și jumătate. Ne-a fost o foame. Noi am oprit pe drum și am mâncat, dar vroiam să mâncăm o ciorbă, ceva. Bă, dar uite-te și tu, foarte frumoasă zona, dar de ce nu autoritățile? De ce nu faceți și voi curat acolo? Foarte tare, foarte frumos. Foarte tare, foarte frumos. Sunt niște vecini aici, avem vecini. Două fete. Că făceau gălăgie. Da, o să ne pregătim să mergem la Tiberiu și Cornel. O să... Deci vreau să vă spun că de dimineață nu știam ce se aude. Ăsta a început de unul singur, muzică, dăduse în lambada, o dăduse în... Ia să-l închidem noi. Așa. Haideți să vă arăt pe hol. Să vă arăt și vă hotelul. Coboară cineva cu liftul. Ușa asta, să știți că nu ar trebui să fie închisă. Această ușă, în caz de incendiu, ieși și cobori pe scările astea. Da. Sunt obligat să o lasă deschisă. Foarte tare. Foarte frumos hotelul ăsta. Foarte frumos. Să rămână o dimineață. Ne mai plimbăm și noi cu liftul. Și să vă prezint și vouă hotelul ăsta. Foarte mișto. Din... De la 1 la 10... Țin să vă spun... Ia, mergem la ultimul etaj. De la 1 la 10 îi dau nota... Nu îi dau maxim. Nu-i dau maxim, nu prea mi-a plăcut patul. Nu prea mi-a plăcut patul, nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut patul. Am dormit binișor. Oh, unde am ajuns? Unde am ajuns? Pentru prima dată când ajung aici. Ah, uite că vedem de aici, vedem și ce se află după gard. Avem aici o ușă deschisă. Cred că se va extinde.
pe acolo ceva. Foarte tare. Cine administrează acest hotel, felicitări. Felicitări și jos pălăria. Aici avem o biserică catolică. Dacă vreți să vedeți, eu mai am un canal de YouTube, se numește Clanul PTM. Puteți intra acolo dacă vreți să vedeți unele mănăstiri, cum ar fi Cernica, cum ar fi Țigănești, Mănăstirea Țigănești. Ia uite ce mișto! Foarte frumos! Puteți să intrați pe canalul meu de pe YouTube, Clanul PTM. Clanul PTM. Aici, în dreapta, noi am mai stat la ultimul etaj, am mai stat aici la 32. La 33 s-auzea hota de la bucătărie și parcă venea un miros. Și am schimbat. Da, o să ne pregătim să mergem, că vrem să facem niște cumpărături și pentru tanti Leana. Știți foarte bine că de câte ori ajung la băieți, trec și pe la tanti Leana cu o mică atenție. Și vrem acum, de data asta, vreau să vedem cum vom dormi la cabana din pădure. Foarte mișto făcută, foarte frumoasă. Tiberiu și Cornel, felicitări! Și vreau să vă spun ceva. Inițial, scumpa mea soție mi-a zis să mergem la munte. Vă divulg ceva. Am avut un clinci cu ea. De ce credeți voi? Bineînțeles, am vrut să mergem la munte și ea a zis, nu mergem la munte, mergem la Tiberiu și Cornel. Zic, da, de ce să mergem la Tiberiu și Cornel? Și zice, nu știu, hai să dormim și noi, să, decât să mergem pe Valea Prahovei, să stăm pe DN1 3-4 ore, bară la bară, și mai bine mergem direct la Tiberiu și Cornel și dormim și noi o noapte la cabană. Toate bune și frumoase, vorbesc cu băieții, acceptă, ca de obicei, jos pălăria, Tiberiu și Cornel, vă iubesc. Ideea care e? De ce credeți că a vrut scumpa mea soție să mergem la Tiberiu și Cornel? Ia spuneți-mi voi, de ce credeți, uitați-o aici de față, da? Deci de ce credeți voi? Vă spun eu, să luăm un pisic, bă, lasă-mă un nene în pace. Deci noi avem un câine acasă, îl cheamă Puffy, foarte năzdrăvan, foarte năzdrăvan și foarte, foarte năzdrăvan. Deci, nu comentez, dar mă bunește râsul. Eu cândva i-am cumpărat un pătuț, o chestie de aia care așa rotundă, din puf, cu blană, frumos, amenajată, o grămadă de bani, vreo 200 și ceva de lei. Moricică. Am zis, bă, să stea o cățelul tolonit. Așa? Și ce credeți că a făcut? A ros-o, a mâncat-o, i-a dat puful ăla jos din ea și acum
nu-l las să stea pe fotoliu. Nu-l las. De atunci i-am cumpărat două. Zic, bă, una a fost la la la, tra la la. A doua, nu. Și stă pe fotoliu. Când vin eu, se dă jos pe fotoliu. Bănele, ți-am luat. Am dat aproape 600 de lei, 500 și ceva de lei, pe două mănțocării de-alea. Am zis, bă, să doarmă și el în puf, ca baștanii, că oricum se întoarce cu picioarele în sus, doarme așa, așa. Și de fiecare dată când mă aude, se dă jos. Cu soția n-are nicio treabă și cu Octavian. E, când vin eu, nu las, dă-te un jos. Mă doare sufletul pentru ea 600, 500 și ceva de lei. Și nu-l las să stea. Așa? Și mai vreau o pisică. Având în vedere că noi plecăm aproape la două luni din țară și ne rugăm de vecini și de prieteni să vină să stea un picuț cu Pufi, că așa-l cheamă pe Nazdravan, Pufi, v-am mai zis-o. Și mi-este foarte rușine, rugând oamenii, vecinii, ca te rog, mai poți să treci. Când venim, venim cu o mică atenție. Și bineînțeles ne refuză, dar nici noi nu putem să apelăm de foarte mult timp, teorii, la vecinica, vecinul, prieteni. Dar de fiecare dată venim cu atenție să... Na. Și acum, scumpa mea soție vrea pisica. Păi cum o chem pe ăla să aibă grijă de Pufi? O chem să aibă grijă și de pisic? Bă, nu. Și vreau să vă spun că este foarte, foarte supărată pe mine că de ce nu mergem cu un pisic acasă, de acolo. Cornele, ia auziți-o cum face. Ce ai zis? Nu mergem cu niciun pisic, stai liniștită. Am zis că nu mergem, nu mergem. Nu mergem. Mame buni, îmi iubesc soția extraordinar de mult. Dar nu mai avem unde să o punem și pisica asta. Unde să o ducem, unde să o punem? Nu o ducem acasă. Am zis că nu, nu. Gata. Mă lași aici? Da. Deci, cum ar fi să-i zicem vecinica, dar să știi că sau prietenul sau... Dar pisica stă singură. Pisica stă singură? Da. Dar și câinele stă singur. Nu, câinele e mai năzdrăvan. Pisica stă singură. Câinele e mai năzdrăvan. Pisica stă singură, nu? Da. Deci, nu. În fine. Mă duc cu trenul. Mă să mă duc cu trenul acasă. Oricum mă duc cu trenul acasă. Prefer să merg cu trenul decât să-mi iau... Bă, adevărul că sunt frumușele, mă. Tare drăgălașe sunt. Foarte frumoase sunt. Și gingașe și... Bă, sper când ajung acolo, că pe mine mă ia o stare de-asta așa de... Și vin cu una acasă. Corn... Nu! Nu, am zis că poate mă ia o stare. N-am zis. Hello! N-am zis. N-am zis. Nu am zis. Nu am spus, n-am zis nimic. Așa. Cum se numește? Cornel. L-am mâncat limba să zic că cine vrea un pisic poate să vină să-l ia. Și scumpa mea soție mi s-au lungit urechile și a început să-mi zic vreau și un pisic. Nu! Nu! Deci, bă, ore întregi, ore întregi m-a disperat să venim la Tiberiu și Cornel și să luăm un pisic. Eu, când ea a zis că nu mergem la munte, hai să mergem la Tiberiu și Cornel, bă, eu nu mi-am dat seama. Bă, eu nu mi-am dat seama că ea are în cap să venim aici, să dormim o noapte, da, a trebuit să vorbesc și cu băieții, și jos pălăria, vă iubesc cu oameni buni, și comunitatea voastră, cea mai frumoasă. Băi, eu n-am văzut la niciun YouTuber așa o comunitate frumoasă. Jos pălăria, bă! Bă, dar chiar sunteți frumoși, mă! Bă, citesc comentariile și bravo vouă, mă!
jos pălăria, numai oameni de nota 10 cu bun simț și cu... Da, așa că noi inițial am venit să... Ce? Noi inițial... Ce? Am venit să luăm pisic. Am venit să luăm pisic. Păi stai, mă, nu că seam noi unul în București, trebuia să venim până aici. Da, deci, oameni buni, ce să vă zic? Mi-am luat țeapă. Bă, deci femeile astea au ele o tactică să vă ajute Dumnezeu. Pe lângă gingășia voastră, frumusețe, tot ce vă înconjoară, aveți șarmul ăsta al vostru de a ne determina să facem ce vreți voi, prin iubirea voastră, prin, nu știu, gingășia voastră. Dar bineînțeles că de data asta nu funcționează, pentru că, repet, noi suntem mai mult plecați. Cu serviciul pe care îl avem noi, cu noi... Ce? Pufi are grijă de pisică. Cred că e invers. Dacă îi dă aia o gheară... Bă, să știi că mi-ar vrea o de-asta așa, să mi-l bată, să-l văd pe ăla, că să-mi scot banii pe 500 și ceva de lei. Așa? Și... ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Închid aici, nu luăm niciun pisic, bineînțeles că o să-mi facă capul calendar. Calendar! Calendar! Așa? Noi plecăm mai tot timpul cu serviciul pe care îl avem. Noi plecăm. Suntem mai mult plecați. Și atunci, repet, vecinică, prietenă, prieteni, prieteni, prietenilor, prieteni, că ne rușine, băi, tot la apelăm. Nu ne-a refuzat niciodată niciun prieten și nicio vecină. Niciodată. Da, Octavian, nicio problemă, da, Octavian. Da, Octavian, da, domnul Popescu, vin. Noi avem la ușe... Cum? Păi da, mă, dar nu poți să-i pui în cârcă și o pisică. Ba, face, nu. Cum se numește... Nu ne-a refuzat nimeni și toată lumea a fost super de nota 10. Dar de data asta nu mai vreau. Nu mai vreau. Și pisica, și cățelul, și... Bă, o să luăm ca Iulia Albu, sau cum o cheamă pe aia. O să luăm și o gâscă. O găină. Nu mai. N-are rost. Păi cred că dacă mă chinu eu și o găină de aici, de la țară, de la Tiberiu și Cornel. Ce? O facem ciulama? Da? Vezi că ai apărut în cameră. Nu mă bați. Ai apărut în cameră. Da. Deci, oameni buni, mergem la micul dejun. Mamă, avem aici o viespe. Ia uite-o. Ia uite-o. Și noi vrem să furăm... Noi vrem să furăm stupul. Sau stupii. Un stup, doi stupi. N-am auzit. Furăm o pisică. Furăm stupii, cum am zis, stupul. Un stup, doi stupi. Așa? Oameni buni, nu furăm nimic. Adică furăm ceva. Și cine va ghici ce voi fura, va primi din partea mea 1000 de lei. Deci cine va ghici ce o să fur eu de la Tiberiu și Cornel, va primi din partea mea 1000 de lei. Da, ați auzit bine, va primi din partea mea 1000 de lei. Deci cine va ghici ce voi fura eu de la Tiberiu și Cornel, va primi din partea mea 1000 de lei. Știți ce trebuie să faceți? Să intrați pe canalul meu de YouTube, nu pe ăsta care suntem aici, pe TM Octavian. Exact ce v-am spus, că mai am încă un canal de YouTube, se numește Clanul PTM. Și cine va ghici ce voi fura eu de la Tiberiu și Cornel, va primi din partea mea 1000 de lei.
Dar vreau să vă spun că cei care nu, dacă nu ghiciți, deci voi face o extragere, locul 3, 200 de lei, locul 2, 300 de lei și primul loc, 500 de lei. Deci tot voi da 1000 de lei. Deci înscrieți-vă, intrați pe canalul meu de celălalt canal de YouTube, Clanul PTM, exact așa se scrie pe YouTube, Clanul PTM, da? Și scrieți acolo, în comentariu. Pe filmulețul de astăzi. Și scrieți așa: Octavian va fura un stup. Octavian va fura masa din bucătărie. Octavian va fura... sau nu trebuie neapărat să ziceți Octavian va fura. Să enunțați un... cum se zice? Cum? Ai zis ceva? Să enunțați ceva, un nume, ceva, o chestie, o... pentru a... Și atunci eu voi ști. Și cine va ghici? Poate voi fura o floare. Chiar mare Tiberiu și Cornel, o floare pe acolo. Așa? Pisicul, nu scrieți pisică, vă las țeapă. Pentru că am zis că și a țeapă și a țeapă. Pentru că pisicul nu se va întâmpla. Bun, așa că mergem la micul dejun și pe urmă mergem să facem cumpărături pentru băieți și pentru tantileana. Vă iubesc, oameni buni, și intrați instantaneu pe canalul meu de YouTube, pe noul meu canal de YouTube, care noul meu e aproape de 11 luni. L-am făcut un an de zile aproape. Așa. Și scrieți la video ăsta. Extragerea o să o fac în septembrie. Între timp mi-a venit și micul dejun. Super de nota 10. Avem niște clătite. Astea mi-au făcut cu ochiul. Clătite. Avem așa un pateu, un corn, nu știu cu ce, dacă e cu unt sau cu ciocolată. Avem această spirală. Cum se numește spirala asta? Cum se zice? Nu mai țin minte cum se numește spirala asta. Așa. Ou, bacon, brânză cu nu știu cu ce, cred că e pește ăsta. Așa, cafele și lapte cu fulgi. Și bineînțeles, avem așa din căpșuni, gem, unt și o să punem pe feliile astea. Pe felie cu, cu Octavian Popescu. Mâncăm și revenim. Gata, oameni buni, am terminat și micul dejun. Vreau să vă spun că a fost delicios. Gata, am făcut și niște mici cumpărături. Vom trece și pe la tantileana, pentru că nu este fair play să trec prin fața curții dânsei și să nu mă opresc să o salut și să-i ofer și ceva. De aici plecăm către căsuța din pădure. Mamă, dar mișto e Bacău. Bă, Piatra Neamțul, ești perfect. Bacău, Piatra Neamț, zona asta este impecabilă. Vă salut și vă respect. Traficul nu se claxonează, nu se... am tot greșit, sincer să fiu, am tot greșit drumul. Și până la urmă, bineînțeles că m-am descurcat cu Waze-ul și nu m-a claxonat nimeni. Nu mi-a zis nimeni, dă-te mai încolo. Ce faci, bun? Nu ți-e rușine? Bă... Bravo, mă, vă felicit, tot respectul meu față de voi. Bacău, Piatra Neamț, pentru că am trecut și prin Piatra Neamț, am avut nevoie de să mă întâlnesc cu cineva și jos pălăria în fața voastră. Moldovenii, vă iubesc. Suntem în zona asta, aproape de mall, de aici. Și căutăm să luăm un tort. Hai să vedem, un tort pentru nu știu cine. Cred că v-ați dat seama. Bun. Mergem și continuăm. Gigea, gigea, gigea. Bă, dar se prelungește asta aici ca lume de tot. Uite ăsta, s-a convoiat aici. Nu știu dacă se vede pe cameră. Parbrizul, așa, pac.
și noi peste câteva zile plecăm din țară cu mașina și la vamă nu ne lasă. Sper să rezolvăm cât mai repede, poate luni. Luni. Poate reușim luni să rezolvăm cu mașina. Bun. Deci, avem așa aici, pac. Și asta e frâna de mână, ca să știți. Ia uziți-o cum faci. Și în clipa în care apăs, deci ia fiți atenți. Când o ridic, se duce frâna de mână, frâna de picior se duce în jos, ia fiți atenți. Și acum, de fapt, acum când am luat-o, s-a ridicat în sus. Și acum când o apăs, se lasă pedala în jos. Nu știu dacă se vede manevra asta. Bun, să ne punem centura și să mergem către băieți. Cameraman, preia. Nu, n-a vrut. N-a vrut, mă, te o plătesc degeaba, mă. Hai că facem loc. Ți-am zis, mă, că sunt oameni de treabă aici, să trăiți cu respect. Mi-a făcut semn să bag el în parcare. Bagă el acolo. Opa, așa, bă, și fete frumoase. Poate mă însor pe aici. Succes. Chiar succes? Îmi doriți un succes? Nu știu. Deci mașina s-a cocoșat. Nu știu pe unde să iau. Nu mai țin minte pe unde iau. Drept înainte. Dar trebuie să luăm tort. Trebuie să parcăm pe unde? Cofetărie. Cofetărie pe stânga aici, nu? Ia să vedem. Pac. Hai, după trece. Ne încadrăm aici. Pac. Frumos. Ne băgăm aici. Și acolo, la cofetăria aia. Hai să mergem acolo. Pa, 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 pa. Cât de tare, cât de mișto, uite, ăsta e lovit acolo. Gata. Mergem să luăm tortul? Vă iau cu mine? Hai că... Hai mă, să iau cu mine. Te las aici. Da, te las aici. Vrei să vii cu mine? Aer condiționat. Da, mă, te dau și ție aer condiționat, dacă tot. Hai să-ți dau mai tare. Gata, nena. Scuză-mă dacă te-am încurcat. Să vedem acum trecerea de pieton. Mamă, unde-i trecerea de pieton? Uite-mă trecerea de pieton în partea asta aici. Da, vreau să iau un tort. Vreau să cumpăr un tort. Bă, dar e destul de liniștită zona asta. Chiar că liniștită. Sunt curios ce tort vom găsi. Ce tort vom lua. O fi deschis, o fi închis. Atelier de torturi. Fac reclamă? Am să le fac reclamă. Dacă, de ce nu? Ia să vedem. Dacă zice că e atelier de torturi. Săruna, săruna. Bună ziua. Vreau și un tort. Cel mai șmecher și cel mai frumos tort pe care l-aveți. Poftim? Pe bune, dați-mi. Da, unul cu... Deci dați-mi ăsta așa cu ciocolată. Da. Așa și unul cu gratis. Nu mă interesează la care e gratis. Îl ofer la cineva. Așa, cât trebuie să vreau? Trebuie să le cântărim, da? Da. Bun. Se poate scrie pe el la mulți ani, Tiberiu? Nu, avem doar vafă, la mulți ani. Perfect, să-mi dați așa. Celălalt care să fie din cele de acolo? Avem cu inserție de zmeură sau doar cu ciocolata negră belgiană? Îl vreau pe ăla de acolo, de... Celălalt? Da, cu... Alea, cum se numește? Da, cu fructe de pădure. Foarte mișto.
acela, drag. Mi-ați spus pe tortul ăla la mulți ani de asta, așa? Nu, pun pe acela? Da, pe tortul ăla puneți așa. Deci, oameni buni, la Bacău, în intersecția asta aici cu sens giratoriu, cum se numește aici? Le Premier. Le Premier? Da? Ia uziți, oameni buni, au o ofertă, un tort. Îl cumperi și unul îl primești gratis. Jos pălăria. Eu sunt de la București. 175. Acum am dat bănuțul. Da. Perfect. Mamă, cum cade asta acum? Puteți să-mi semnați să știu și eu care e ăla cu... Că nu mă pricep acum, sunt ambele cutii la fel. Faceți-mi un mic semn, nu contează. Pe care? Pe cel cu ciocolată? Da, da, pe cel cu ciocolată. Pe cutie. Ah, trebuia să vă uitați. Bravo, bravo. Un semn. E, perfect. Oameni buni, n-am cum să mai car torturile, așa că o să închid aici. Vă iubesc. Ne vedem la mașină. Hei! În sfârșit am ajuns pe meleagurile astea. Am ajuns și pe meleagurile astea. Bă, dar mișto e, măi, chiar mișto. Deci, uite-te și tu ce mișto te întâmpină. Zici că este un munte acolo, dar e o pădure foarte imensă care ține, cred că undeva la 10-15 km încolo. Eu tot mă uit și nu-i dau de cap. Da, deci uite, putem să mergem să furăm porumb. Cheamă, dacă fur porumb, ce se întâmplă? Las că mergem și la fura de porumb. Mergem și la fura de porumb? Pentru că noi o să noptăm aici. Fii atent cum facem. Mergem, îi lăsăm lui tanti Lena ce avem de lăsat. Da? Oameni buni? Cum? Te duci? Mă duc, da. Dar iarăși să se supere tanti Lena pe tine. Aia cu nasul pe sus, care n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Tanti Lena, nu te supăra pe mine, dar cumpa mea soție nu vrea să apară în filmulețe. Te rog să nu te superi pe mine. Bun, am închis. Mamă, cât de tare e, cât de frumos e pe aici, aia cu scârții de roți. Mamă, ce praf am făcut în spate. Foarte tare, foarte tare, foarte mișto. O să dormim aici la... Nu la căsuță, o să dormim în sus. La cabană. Și, oameni buni, ce credeți că o să fac? O să le pun plasă de țânțari sus la cabană. Mi-am adus aminte acum că au două ferestre de geam termopan și jos, ca să le pun și jos, dar am uitat, le pun sus și vreau să vă spun că una o să o las lui Cornel să o pună el. Mamă, dar mișto e pe aici. Bă, dar tare rău de tot e. Tare rău de tot. Uite vacile alea acolo, cum stau, dar n-avem zoom la cameră. Avem zoom la cameră, suntem cu camera asta de 2 lei. Da, știți foarte bine că de câte ori venim, pe lângă că vin la băieții prietenii mei cei mai buni, așa, opresc și să-i las un mic cadou lui tanti Lena, prietena mea cea mai bună, să vină Culiță să ia cutia, pentru că știți foarte bine că eu am probleme cu spatele.
Da, mă, chiar o să venim la furat de porumb. O să fii tu, eu nu fur nimic. Păi tu dai de 6. Nu. Păi cum da? Păi atunci cum vii la furat de porumb? Singur te descurci. Păi o să mă prindă și mi-au bătaie. Deci ți-ai singur bătaie, mi-au și eu. Asta că merge la furat, bam, bam, bam. Mamă, cum e, deci vin, știi, atât la... Și îl faci pe grătar. Da, da, pe la vreo 1-2 noaptea, ca să fiu sigur că nu, că nu doar... Și-am noapte să oprim mașina, cine te vede? Ce? Și-am noapte să oprim mașina, păi da, dar trebuie să oprim camera, ca să nu vadă oamenii că noi furăm, că nu știu ce, ca și cum s-a întâmplat așa de la sine, că nu știu ce, nu? Adică, na... Bam, 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 au, 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 noroc că asta e 8 ore. Și auzi chiar, deci atent, furăm porumb. Și o vacă. Nu, vaca n-avem, că pe urmă asta trebuie să ieși cu ea la păscut, să nu știu ce. În spatele blocului. În spatele blocului sau în balcon. Nu, mă gândeam, că, deci furăm porumb și venim. Mulgem o vacă. Mulgem și vaca, frate. Păi da, au venit bucureștenii la... la țară. Dar cine pac, facem dacă nu e vacă și e... Vacă e dragă, atât ne mai facem de rușine, nu vezi că are ugere. Hai. Are vaca ugere. Așa. Mamă, dacă te stup. Ce ugere, că făcea pipi pe acolo. Șii, ne facem de rușine. Nu făcea pipi, dragă, făcea... Mamă, dar bestiale pe aici. Bestial! Deci dacă țip, ia. Să zic că cer ajutor. Ce? Te aude părintele. Ajutor! Ajutor! Bă, nu te aude nimeni. Deci dacă ești aici, am pus în toate. Nor frumos. Dar chiar ce mișto e și singurat așa. Bestial aici. Cât de tare, cât de frumos. Cât de tare, cât de frumos. Bestial. Tantileana, prietena mea cea mai bună. Deci fii atent, putem să nu mergem până în partea aia de acolo. Te luăm de aici, porumb. Da, chiar, putem să vorbim cu Tantileana? Ne dă în gât, Tantileana. Dacă vorbim cu ea să furăm porumb, ne dă în gât. Exact. Faci pariu că ne dă în gât, Tantileana? Ce stă ea aici, singuratică? Cuculiță, nenea culiță. Stai ea singuratică. O fi porumbuie. O fi porumbuie? Nu cred. Uite-l pe culiță, uite-l pe culiță. Bun. Haide să ne oprim. Să-i dau loculiță. Nu-ți opresc aerul, da? Uite-o pe Tantileana. Uite și pe Tantileana. Sărâna Tantileana. Tantileana, am ceva pentru dumneavoastră. Ce mai faceți? Știți cine sunt? Știți cine sunt, Tantileana? Eu parcă te-am văzut, dar nu amintesc. Nu ne amintesc când și cu. Da. Tantileana? Da. Eu vă iubesc pe dumneavoastră foarte mult. Și am ceva pentru dumneavoastră în mașină. Da. Dar vreau să mă ajute Neica Culiță să ia pachetul din mașină. Da? Da. Da. Foarte frumos stați aici, păi dumneavoastră. Să-mi iau, domnule, sosedile astea, că s-o pierdă. Vreți să vi le pun eu? Poftim? Vreți să vă ajut? Nu, nu. Haideți. Nu, 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 domnule. Sigur? Sunt vrei că strac sosedile astea, vă leacă. Da, nu-i problemă. Da, spuneți de unde sunteți. De la București, mamă. Suntem de la București. De fiecare dată venim la Tiberiu, trecem și pe la dumneavoastră. Brava, Dumnezeu, să da. Vă dă aici. Să vă dă și văzut. Dumneavoastră. Să vă dă Dumnezeu și dumneavoastră. Eu v-am mai văzut, domnul. Iată, da. Nu știam de unde v-am mai văzut. Da, da. Da. Și ce mai face, domnul? Să bine, ne-ncoas. Sănătos. Să și vă ajute Dumnezeu. Și doamna, așa, și doamna. Mamă, doamna nu vrea să apară în cameră și de-aia să nu vă supărați pe ea că nu iese, n-are nimica cu dumneavoastră, da, da. Să nu vă supărați pe ea. Dar ea nu a venit. Ba da, a venit.
dar nu e, ea e mai retrasă. E retrasă. Am și eu o fată așa. Da? Nu da așa plin, este om, nu. Da, nu. Mai e așa. Da. Eu dau peste om. Haideți să vă ajut să vă ridicați. Mai bătă prost. Da, mamă, să rămână. Stați să vă ajut. E ok? Da. Da, eu bătu domn. Da. Eu bătu domn, că dacă așa m-a împodobit Dumnezeu. Știu, mamă, știu că mi-ați spus că sunteți operată. Uite că iese să vă întâmpine. Cum de ieși tu? Pe română, doamnă. Asta e soția mea tale? Da. Pentru prima dată când o văd că se dă jos la dumneavoastră. Auzi ce spui eu, doamnă. Da. Da, și drăguț. Este foarte drăguț. Păi, și drăguț. Tanti Leana, păi nu știu eu ce să aleg. Păi da. Ei, dar și matalieștul, e? Da. O să dormim o noapte aici. Unde, la căsuțe? Nu la căsuțe, la cabană, sus. O să dormim o noapte și mâine plecăm. Da. Dar cum să spui, matale? O pus paturi, băieți, o pus, cred că. Ne-am întâlnit cu Tiberiu sau cu Cornel și ne-a dat niște saltele, dar noi am venit pregătiți cu o saltea de la foarte performantă. Aha. Și dar să vedem, ca să nu mai stăm noi să o umflăm pe a noastră, poate folosim saltelele da, lor. Da, le-am luat. Da. Ei, dar poate vin și băieții mai târziu, nu? Poate vin și ei, ar fi perfect. Da, dorm bine întotdeauna, cu ei. Da, ar fi perfect. Culiță, poți să vii tu să iei cu... Ia tu asta. Să o poză? Vă stă foarte bine. Bravo, Culiță. Bravo. Atent să nu îmbătrânești. Da, să nu îmbătrânești. Da, Culiță, așa e. Culiță, ia tu cutia asta, că asta e pentru voi. E foarte grea, Culiță. V-ați gândit să veniți la noi? Da. Doamne. Da. Mamă, vă pup. Să rămână. Multe sănătate. Să vă ajute Dumnezeu. Sănătate, numai bine. Să fiți sănătoși și toate cele bune. Poate mai treceți. Da. Cum se spui eu, matale, și bine să amin cu doamna, parcă sunteți frați. Da, da. Auziți, cu e porumbul ăsta de aici, dumneavoastră? E asociație, domnul. A, asociație. Dar nu cred, domnul, că nu este să mai face cu sălcita asta. Nu se mai face, nu? Nu. Da. Da. Vreau că stați aici, nisar. Da, o noapte este mâine. Ați vorbit cu Tiberiu sau cu Cornel? Cu amândoi. Da. Nu o să poate vine, dar ei vin în toată ziua aici. Da. Și sărbătoarea și... Da, mamă. Vine ei până dumneavoastră. Culiță, te salut. Boda proste, da. Dumnezeu să vă ajute. Nu e de boda proste, mamă, boda nu e. Să fiți sănătoși. Să rămână, te salut, Culiță. Baftă mult. Să rămână, doamnă. Multă sănătate, la revedere. Da. Da. Sănătate multă. Să rămână eu. Să vă ajute Dumnezeu. Culiță, te pup, te salut. Ciao. Mamă, ce mișto e la aer condiționat. Bă, cât de treabă e. S-a luat Culiță de tine. Te-a luat în brațe. Te măriți. Trebuie să divorțezi. Bă, eu divorțez. Pe cuvântul meu. Pentru Culiță. De ce nu jos pălăria? Deci, jos pălăria. Oameni buni, o să închidem aici această filmare. Bă, cât de tare e și cât de mișto e că nu a plouat și că poți să mergi cu mașina pe aici. Mașina asta nu are 4x4, așa că foarte mișto. Nu. Aici e preotul? Preotul. Sărmâna preot, domnul preot, părinte. Domnul părinte. Mamă, cât de tare e acolo. Hai să mergem. Mergem cu mașina până acolo. Poate nu mai ieșim. Poate nu mai ieșim. Da-te pe jos. Dar de ce pe jos? Merge cu mașina deocamdată și pe urmă. Ia să vedem. Mamă, cât de tare e asta. Cât de tare e asta. Dar chiar, mă, uite, puteam să punem aici saltaua și să dormim aici. Hei. Ți-e vrea, ți-e frică? Ți-e frică? Mie nu mi-e frică. Dar chiar vreau să beau și apă. Mamă, cum au ieșit roșiile astea. Mamă, cum au ieșit roșiile astea.
mamă cum au ieșit roșii. Da, mă, am parcat, gata, e tot ok. Ce mai vrea asta? Hai să beau și apă. Vreau să spun că de fiecare dată când ajung aici, vin și beau din această fântână. Băi, știi cum e? Deci e o albină pe acolo. Da, este o albină, dar... Ai o sticlă. Unde am o sticlă? Ce aduc eu? Păi nu, că o să dau direct din... Dar pui în sticlă. Bine, hai, aduc. O să clătesc un pic asta. Da, o să clătesc un pic asta. Așa. Băi, aveam la țară așa ceva, mă. Aveam la țară așa ceva. Vorbesc serios. Aveam la țară. Așa. Aveam la țară. Mamă, ce rece. Tu știi că putem să punem la pepenele în fântână? Dar dacă cade în fântână, ce facem? Cum îl mai luăm în rece? Poți să-l pui în apă, dacă e rece. Deci, fii atent, ies pe asta, sau albină, nu știu ce a fost, s-a băgat direct în apă. Nu fi și ei sete. Dar s-a băgat ca și cum se bălăcea. Hai că-s mai multe și dacă mă înțeapă... Ce faci? Dacă te înțeapă, ce? 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 Sigur, îmi iau bătaie, nu? Logic. Logic, nu? De păi da, mă, dacă nu mă pricep. Vezi ce înseamnă să treci la București cu computere, cu toate cele. Intri, pac, 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 scrii Tiberius Cornel, abonați-vă la Tiberius Cornel. Intri, scrii acolo, pac, 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 și te uiți la băieți. Tale semințele mele? Nu. Chiar, cum am ajuns aici? Uite, cineva a mâncat semințe aici. Mamă, cum e apa asta, să-mi bat picioare, bestial. Și dopul? Cum îmi dai fără top? Și pe unde, mamă? Au intrat înăuntru. Aha, aha, lasă-le așa, lasă-le așa. Lasă-le așa. Ai una pe spate. Ia, aha. A plecat? Gata, a plecat. A plecat. Ha, s-a mie mi-e frică de ele. Și mie mi-e frică, dai să mă... Bine, haide, să plăcim! E înăuntru! Unde e înăuntru? E pe afară! Hai! Hai! Ia să vedem! Bă, ce idee mi-a venit! Deci tu știi ce idee mi-a venit? Nu. Ai văzut cât de mișto... Ai văzut cât de mișto era de sus de acolo să te uiți în jos? Mergem cu spatele până sus acolo. Unde să mergi cu spatele? Și e înăuntru o gâșcanie. Uite-o, e acolo. În spate. Aia e viespe. Eu mă dau jos. Nu, nu te dau jos, că nu, e stă acolo în spate, nu vine la tine. Da, săraca. Nu, vorbesc serios, nu vine la tine, nu-ți face griji. Nu-ți face griji. Dar o aud mai aproape. Nu, e tot acolo, a rămas acolo. Unde te faci? Bă, dar ce-am pățit? Păi nu știu. A, știu ce era aici. Ia. Mamă, unde am intrat? Ia fiți atenți. Dar nu s-a văzut asta aici. E un canal. Mamă, cum a intrat? Hai sus acolo. Nu mai, haide. Hai, că mergem frumos. Nu mai mergem nicăieri, că strigi mașina, o rupi în două. Nu, nu, nu. Când iau o groapă, că... Drup aia. Stai că nu și e, tu când o iei, o iei. Da, nu, nu am văzut asta. Stai așa. Poate că... mai e alta în spate. Nu avem cum, e ultima. Aia a fost ultima și pe aia am luat-o. Așa. Uite, vezi? Aia de acolo.
Mamă, cât de tare, cât de mișto, cât de frumos! De sus, de acolo, să vedem și noi frumusețe. Ne vede părintele. Ne vede părintele. Te urcai pe jos, nu pe sus. Da, mă, am venit la munte. Am venit să furăm porumb. Avem casco. Dacă avem casco și geamul la tot la casco, să-l facem tot pe casco. Mâine mergem. Mergem mâine. Dar mâine nu. Nu mâine. Că mâine e duminică, nu? Haide, lasă corupitul. Îmi consum și benzină. Dă-te jos de pe deal. Nu. Gata, am ajuns până sus aici. Bestial aici. Și de aici arată așa. Mamă, cât de tare se vede. Ia să pun în parking, să mă dau jos, să vedem ce am pățit pe aici. Hai, nu vii și tu? Să văd ce ai făcut? Da, să vedem ce am făcut. Mamă, ce-am făcut aici? Mamă, ce s-a întâmplat? S-a stricat mașina. Mamă, ce s-a întâmplat? Hai, mă, că nu s-a întâmplat nimic. Ia să vedem. Așa, pe dedesubt. Pe dedesubt, pe unde? Pe dedesubt. Ia să mă culc aici. S-a întâmplat nimic. Dar chiar s-a auzit ca și cum am luat ceva ca lumea. Ia să facem noi. A ieșit? Da, așa, sunt drept, nu, să iau așa invers de volan. Deci noi putem fura de aici struguri. Nu s-a întâmplat nimica. Mamă, cât de cald aici. De la motor. Ia să luăm și invers. Ia să. Ce? Nu, acolo mă uit să vedem ce s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat. Unde e dragă ligă? Unde? A ieșit? E musca, musca țeț. Hai, ieși, gata, ți-am dat-o și afară. Bun. Hai să vedem. Și aici? Nu s-a făcut nimic. E ok. Hai, că am avut noroc. Ia, cum se vede de aici? Am venit la furat de struguri. Dacă iau și o boabă, nu se spără nimeni. Mamă, cum arată. Mamă, cum se vede căsuța din pădure. Și cabana bestială. Da, sigur o să vin diseară să fur niște porumb. Nu vin, oameni buni, am glumit, că dacă era ne cumpăram. Dacă era să iau, îmi cumpăram. Că și așa am mașina plină, cu de toate. Se strică carnea odată. Da, se strică carnea, o să facem grătar. În citișor. Nu, îl las să curgă la vale cu viteză. Cu viteză. Mamă, cum se vede de sus. Ne vede părintele. Da, ești lungane, că ne vede părintele. Asta ta, orți. Mamă, ce fără mi-a fost.
Bă, deci fii atent, eu nu înțeleg. Totuși, e la limită această... Cred că pe dedesubt acolo curge apă. Deci vezi cum o iei din nou. Adică, sigur... Ia, stai să mă duc să le arăt. Sigur e de... Vedeți? Practic, roata mea a luat-o pe aici, aparatură. Vedeți? Aici am intrat. Aici. Aici este...